Echipa de handbal masculină ale PS Suceava este noua campioană a României la nivel de licee, în urma competiției care s-a desfășurat sub egida Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Formația, antrenată de Iulian Dugan, a câștigat clar cu 37-21 meciul decisiv pentru titlu, disputat împotriva celor de la Colegiul Tehnic Anghel Salini din Baia Mare. Sucevenii s-au impus în aceeași manieră și în celelalte partide pe care le-au susținut în cadrul turneului final de la Târgu Jiu, 40-13 cu Liceul Teoretic Carol I Fetești, 40-20 cu LPS Banatul Timișoara și 28-13 cu LPS Focșani în faza grupelor, după care au trecut cu 32-21 de Colegiul Mircea Eliade Sighișoara în semifinale. LPS Suceava și-a adjudecat și două dintre premiile individuale decernate de organizatori prin Daniel Stanciuc, desemnat cel mai tehnic jucător, și Cătălin Zarițchi, golgheterul competiției. Antrenorul Iulian Dugan a utilizat la turneul final al Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar următorii elevi: Teofan Herghiligiu, clasa 11-B, Florin Sârghie, clasa 11-C, Ștefan Hreceniuc, clasa 11-B, Claudiu Stejar, clasa 11-D, Sorin Grigore, clasa 11-C, Marian Zarițchi, clasa 11-E, Alexandru Focșăneanu, clasa a 12-B, Daniel Stanciuc, clasa a 12-E, Codrin Dascălu, clasa a 9-B, David Drăgoi, clasa a 10-A, Codrin Radu, clasa a 10-A și Emanuel Șerban, clasa a 9-E.